Bună ziua, dragii mei din Zodia Gemeni! Această etalare este pentru săptămâna 20-26 aprilie. Așa cum se poate vedea, la dumneavoastră se întrevăd începuturi noi. Încep noi cicluri karmice în viața dumneavoastră. Cu toate că dumneavoastră sunteți o persoană calmă, distrată, visătoare, aveți în jurul dumneavoastră anumite pericole, anumiți dușmani, inamici, care uneori vă cam fac în așa fel să vă piară entuziasmul pe care îl aveți. Dar să știți, un lucru nu vor reuși dacă dumneavoastră nu le veți da voie. După multă muncă, încep să apară rezultatele muncii dumneavoastră. Aveți în fața dumneavoastră o oportunitate, dar nu vreți să o vedeți și nici să o acceptați. Este o oportunitate benefică pentru dumneavoastră cu final victorios. Și chiar e posibil ca mai târziu să vă dați seama că este exact oportunitatea pe care ați așteptat-o. Doar aveți grijă să nu o scăpați printre degete. În rest, este o săptămână calmă și binecuvântată. Aveți o atitudine de nesiguranță și teamă sau vă este frică să nu apară un element neașteptat? Învingeți-vă temerile, înfruntați pericolul în față. Asumați-vă slăbiciunile pentru a le putea învinge. Nesiguranța și temerile dumneavoastră sunt evidente pentru toată lumea. Din păcate, nu puteți disimula și de aceea veți putea deveni victima celor puternici. Cam atât am avut de spus pentru Zodia Gemeni. Sper că v-am putut fi de folos. Iar dacă v-a plăcut acest videoclip, o să vă rog să dați un like, să vă abonați și să apăsați clopoțelul. Vă mulțumesc! La revedere!